Avem aici mare, mare problemă. Mare. Mare problemă, mare situație. Se lasă cu deranj. Chiar serioasă. Pentru că în momentul în care citești, așa, câte un roman sau vezi un film, că un om a făcut o obsesie pentru cineva, zici, bă, cam exagerat. E, sunt astfel de situații în viața reală, unele chiar greu de închipuit și de manageriat, cum este cea dintre George Pepa, invitatul nostru în această seară, bună seara. Bună seara. Bună seara. Și Simona Trașcă. George a făcut un... I s-a pus pata. I s-au aprins călcâiele, hai să... Oh, că asta e una. I s-a pus pata rău pe Simona Trașcă. Da, și să vă ce pată? Zic de ce spun că i s-a pus pata foarte rău. Pentru că a avut 2 ani de zile ordin de restricție. Nu avea voie să se apropie de Simona sau să ia legătura cu ea. E, acest ordin de restricție, vă dați seama că a venit în urma unor lucruri nu tocmai normale pe care ar trebui să le facă un om atunci când îndrăgește o persoană, fie ea și de la televizor. Simona este în momentul de față destul de speriată, face atacuri de panică pentru că a expirat acest ordin de restricție și practic George acum poate veni urcând în întâmpinarea ei. Cu flori. Dacă înțelegeți serioasă. Cu flori sau cu alte... cu alte lucruri, pentru a înțelege exact obsesia, pe care o să ne explice și el. L-am chemat să vedem dacă realizează că nu este ok să facă așa ceva, pentru a înțelege obsesia, așa cum spuneam, și a pus la mașină inițialele Simonei la numărul de matriculare și data ei de naștere. Și spune că așa simte, o simte pe Simona în preajma lui. E, ca să-i mai ostoim dorul, o avem pe Simona pe telefon, poate cine știe se mai liniștește puțin auzindu-i vocea. Sau poate o dăm damblale și... Poate se aprinde mai tare. Ajungem până la Balamuc. Să rămână, Simona. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Mulțumesc că ai acceptat să intri puțin în legătură cu noi, știind că este și George aici. Eu văd niște imagini din trecut, când George a venit la noi, când te iubea cel puțin la fel de mult ca acum, acum flacăra s-a întețit, pentru că nu s-a... Dai seama. Azi m-a omnit 2 ani de zile. Azi m-a omnit și acum... Edita, ai bulbătaia. Încercăm noi să facem haz de necaz, dar știu că situația e gravă. Aici pare destul de romantic. Uite, a venit cu inimioare, cu confeti, cu de-astea și tu ai făcut plângere la poliție. E frumos așa. Pentru mine nu pare nimic romantic din tot ce a făcut el. Normal că nu e, dar zic și eu așa ca să mai râdem. Da, să mai faci un haz de necaz, dar uite că eu am fost plecată multe zile de acasă pe la prietene să dorm când știam că el e în București. Chiar și zilele trecute am știut că e în București, nu am ieșit din casă, am evitat. Cum s-a ajuns la acel ordin de restricție? Cum ai reușit să convingi judecătorul să emită ordinul ăsta? Inițial nu a fost ușor pentru că erau legile mai așa, mai... Da, se emitea greu un astfel de ordin. Trebuia să, da, să ai dovezi. Și... Am dovedit, au făcut cei de la criminalistică poze în telefonul meu, aveam amenințări cu moartea de la el, aflase unde stau. E ori te iubești, ori vrea să te omoare. Păi, din iubire poți să omori omul, Doamne ferește, dintr-o iubire din asta... Da. Care nu e normală, pentru că toxică. Noi n-am ieșit nici la un... Nu e niciun fel de... N-ar trebui să fie niciun fel de iubire, pentru că n-am fost... iubita lui, n-am ieșit la niciun suc, nu i-am dat apă la moară, adică asta nu pot eu să înțeleg și mă sperie. Am înțeles. Nu știu de unde și de unde poți să iubești un om așa, adică ok, îți place de un om poate care îl vezi undeva, nu știu, asta e cu totul și cu totul altă poveste, dar până la iubire cred că este... Da, înțeleg, s-a dezvoltat un soi de sentiment nepotrivit, ba chiar o obsesie, fără să îi fi lăsat de înțeles că ar fi loc, știi, ca să zicem pe românești. Dar nu i-am lăsat de înțeles că ar fi loc, pentru că eu am o frică pentru am o frică. Da. Vis-a-vis de el, adică eu nu-l văd ca pe un pretendent sau un băiat normal. Eu îl văd ca pe un băiat care m-a agresat fizic foarte multe ani de zile. Am avut frică, am frică de el în continuare. Am dezvoltat o repulsie având amenințările alea de moarte și cât m-a
Adică gândește că eu în anul ăla m-am dus, de exemplu, la mare, a văzut pe rețelele mele de socializare, a venit la mare după mine. M-am dus la un eveniment la Pitești, a venit acolo. Astea nu sunt lucruri normale, adică. Știu că la un moment dat, Simona, tu spuneai că ți este frică să te mai postezi pentru că te urmărește și vine acolo unde ești. Da, ieri am ieșit puțin din casă că am stat o grămadă de zile totuși și nu mai puteam, adică n-a. Da. E senzația aia de anxietate să postai în casă și am ieșit foarte puțin, dar nu mi-am postat nimic unde, ce, din, pentru el, că am știut că a revenit și că este în București. E dacă mai pui că... și mai ai și postări de-astea cum dăm noi acum, s-a terminat cu toată șmecherea. Tata, eu mă întreb acum, nu zic că Simona e o femeie frumoasă și e și prietena noastră. Da, acum dacă l-a refuzat, ia, mai sunt multe alte femei frumoase, chiar așa să păi nu... da, da, când ai obsesie, ai și asta mă ați întreb, dacă se ne zic, ce ai tu, Simona, de n-are altcineva și te-a ales asta pe tine o să-l și... întrebăm, o să-l întrebăm pe George, însă ce, ce faci acum? Asta e mai important, da. Că s-a terminat ordinul de restricție, o să cere altul? Simona. Da, trebuie, adică... Adică el a mai făcut ceva când s-a terminat acest ordin de restricție, a început din nou să se apropie de tine, să vină, nu știu. Nu a făcut pentru că a avut 2 ani de... a urmat un proces și da. a fost control judiciar pentru el timp de 2 ani de zile, dar când se apropia de mine, făcea 4 luni de executare. 4 luni... Da, 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 4 luni de executare. Mă rog, dar acum s-au terminat astea, nu? Dacă încălca, păi, dacă încălca ordinul. Acum s-au terminat în februarie. Acum s-au terminat în februarie. Și pentru nou ordin trebuie să se constituie noi fapte. Noi fapte. Hai să-l întrebăm că l-avem pe George aici. Pare rău că ți-am pus. Am avut amenințări cu moartea, a venit pe la bloc, a fost și violent de fapt cu poliția. Odată când am chemat eu poliția, nu am filmat nimic, dar... atunci a fost violent, i-am văzut și o altă fața lui, adică am văzut că dacă... Dacă n-ar fi avut acest rată de violență, ar fi avut așa un soi de șansă? Adică te-ar fi convins dacă se purta în continuare liniștit și blând și încerca să... Nu, n-are cum să... Nu există, nici nu pot să iau în calcul chestia asta pentru păi că... acum nu mai poți, pentru că ai văzut fața aia, dar... Adică nu, fața dar urâtă. Nu pot, nici înainte n-am putut, pentru că el a început foarte prost. Adică el a venit la televizor, la voi, cu... Da. Cred că nu știu câți ani în urmă și am mințit niște chestii de mine, adică... Cu vreo 10 ani. Da, a fost ceva foarte urât pentru mine ca femeie și nu e problemă că mi-am asumat relația din viața mea sau ce și făcut că... E, mi-aduc aminte că în perioada aia veneam, adică veneai și făceam o mulțime de subiecte pentru că ai mai avut întâmplări și cu alți băieți. Da, dar eu nu am avut nicio treabă cu el și ăla a început el să mă abordeze. A mințit de mine și a mințit foarte mulți ani, adică tot îmi promitea că... Că de-aia m-a mai întâlnit la televizor, că a zis că va recunoaște și că își va cere scuze. Când am ajuns acolo, el era cu flori și cu alte chestii și nu a recunoscut atunci. Bine, într-un final a recunoscut, dar deja prea târziu. Adică nu pot să am nicio prietenie cu el, pentru că mi-e frică de el. Eu știu, eu credeam, te întrebasem dacă nu ai fi, dacă el nu ar fi făcut lucrurile astea. Nu am de unde să știu chestia asta, știu. Pentru că m-a abordat într-un corect. Fel în care a început greșit nu pot total. Să-mi dau seama. A început cu stângul, cum se românește. Hai să vorbim puțin și cu George. Poate, cine știe, i s-au schimbat gândurile între timp. Încă o dată, bună seara. Bună seara, primul rând, și bine te-am regăsit după 10 ani. După 10 ani. Îmi pare rău că este ca și când ai ieșit de la dezintoxicare și spunem o liniuță de cocaină în vadă, de la dezalcoolizare, da. Te așteptăm cu o vodcă. Noi te-am acceptat cu imagine, astea sper să nu e iradă. Suntem semi-vinovați acum. Da, mă declar vinovat. Da. Dar, mă rog. Cum rezist prima întrebare? Da. Cum te mai tai aici, nu te adui grămadă? Eu l-am făcut-o, bă, aoleu, acum era... Eu l-am făcut-o, treceam prin tatăl. Oricum se vede cât e greu, se vede cât e greu. Au fost niște imagini la care îmi vine și mie să devin ușor. Glumesc, nu, am pus în antiteză aceste imagini cu discuțiile și cu felul în care tu te-ai purtat, ca să, cine știe, poate oamenii îți acordă un soi de clemență, dar nu cred. Adică orice ar face Simona sau orice altă fată, nimeni nu are dreptul să se comporte urât cu ea, pentru că este viața ei, face ce vrea, nu înseamnă că aparține cuiva, știi? Absolut, dar în primul rând... Tu te-ai comportat cam așa, bă, o văd, e disponibilă,
ce dracu, dacă iese așa, n-are cum să nu iasă și cu mine, să nu fiu și eu cu ea, nu? Probabil că asta a fost gândirea ta. Felul ei mai libertin, al comportamentului ei mai libertin, ți-a dat de înțeles că poți să faci și tu tot ce vrei. A mai trecut Simona prin așa ceva cu Liviu Guță. Știi? Da. La niște filmări da. Antenei 1, când Liviu Guță da. A crezut că... Na, bine, deci vreau să menționez faptul că este un... Dacă se comportă libertin, este un caz real, adică am avut un proces, am avut o judecătorie, totul e real, adică vreau să menționez treaba asta. Adică, da, de ce s-a ajuns până acolo? Adică nu pentru... poți să te stăpânești? Ce ai cu fata? Dar nu am nimic, absolut, Doamne ferește, din potriva, adică nu s-a ajuns niciun punct negativ. Uite. Sau ce are ea și n-are alta de... Asta nu e o regulă, poți să ai pată pe orice femeie din lume până la urmă, da. Știi? Nu adică spui că nu s-a ajuns în niciun punct, dar eu cred că punctul, așa cum spunea, s-a depășit de mult. Ai hărțuit-o, așa cum spune și având dovezi în acest sens, de foarte multe ori. Ai trimis mesaje de amenințare, ai vizitat-o de foarte multe ori fără voia în fața blocului. Adică niciunul din răspunsurile nu te-a pus pe gânduri, niciunul din alea nu... S-a zis, nu. Cam atât am avut de spus. Băgare e sincer. Da, ok. Hai să luăm altfel. E normal, dacă ea refuză de atâtea ori, e normal tu să mai încerci? Adică, mă rog, și Cătălin are dreptate, te-a întrebat mai brutal. Dar eu te întreb, nu, n-ar fi cazul să înțelegi că nu vrea fata și că orice ai face, nu se poate. Adică... Asta e problema mea ca bărbat și... E adevărat, și din punct de vedere al bărbatului, nu te simți că aici voiam da, să ajung. Da, nu neapărat, adică de ce să cedezi în viață, nu e bine să te oprești dacă vrei ceva. Bravo. Păi da, da, dacă vezi că strada se termină și nu urmează o casă, nu dai cu mașina în zid, că e bine să te și întorci. Știi ce zic? Da. Nu neapărat, nu știi când vine ziua aia care poate... Deci tu încă mai sper că poți să o întorci... Din drum. Absolut, în viață orice e posibil, deci nu există nu. Dar tu deci, te-ai gândit vreodată că prin... Te rog, mi se pare incredibil ce a avut. Păi da, teoretic, cum poate să grebină un om care a avut... Mie mi se pare incredibil ce a avut și vreau să-l sfătuiesc, că știu că el a făcut foarte multe eforturi și a cheltuit mereu foarte mult bani să se ducă să-mi dea... Deci și eu zic în binele lui, că dacă ar continua, nu cred că e bine pentru tine. Să-mi dea dedicație. Nu am de milioane pe la lăutar doar ca să filmeze, să-mi trimită mie în trecut cum făcea, nu știu, a cheltuit mulți bani pe drumuri, pe tot ce face el. Mai bine s-ar duce cu o fată într-o vacanță și ar fi fericit. Cu ceva, adică el are ceva... Unul la mână, da, un aspect. Doi la mână, s-ar putea să ajungă din nou într-o postură care să nu fie ok. Adică să ai de nou ordin de restricție. Cine știe să ajungi pe la pușcărie. S-ar putea ca legal al doilea ordin de restricție să vină la pachet și cu vreo reținere. Și cu vreo reținere, dacă există vreo de ce să riști asta? Nu doresc răul nimănui, dar vreau să mă las în pace pentru că dacă nu mă las în pace, bineînțeles că o să acționez. Adică nu vreau să am treabă cu el, efectiv, nu pot... Îl văd ca pe un potențial... Da, știu. Asta încerc și eu să-l fac pe George. Vreau să-l fac să înțeleagă faptul că situația e gravă. Sunt, chiar săptămâna trecută, s-a ajuns la crimă efectuată de către un bărbat care avea ordin de restricție. Doamne ferește, nu se pune problema pentru că Doamne ajută să nu se cunosc personal, adică dacă era ceva să dure, au trecut 2 ani, au trecut 2 luni, adică nu mi-a spus să ce planuri ai acum acolo? Adică vrei din nou să da, cum vrei să acționezi mai departe? Nu, sunt văd de treabă ca și până acum. Pur și simplu am niciun plan, adică și nu o să întreg niciodată măsura. Adică vei veni cu flori sau tot ce ai făcut? Nu o să vin cu nimic, absolut, ce să. De nu mai deranjezi. Nu mai deranjezi. Ah, păi atunci suntem ok. De ce zici că nu te mai că nu te abții, că o să... Dar m-am abținut foarte ok, adică până acum, pe tot acest parcurs. Păi n-ai fi avut cum, pentru că ai avut ordin. Dar acum că el a expirat, te vei reîntoarce la vechile tale fapte? O vei vizita în fața blocului, vei face din nou cadou flori și... Sincer, nu. Adică sunt o persoană sinceră, din punctul ăsta de vedere. Dar nu pot să zic că mă fac că nu mai există. Înțelegi? Atunci e ok că tu ai zis mai devreme, spuneai, nu, domne, lupți până la capăt, că poate o sucesc. Dacă lupți pe teritoriul tău și nu invadezi teritoriul ei, e foarte ok. Din prisma tuturor, poate la un moment dat, cine știe, peste 100 de ani, tu vei rămâne singur și ea se va întoarce către tine. Poate, zic și eu, dacă vei fi ultimul bărbat. Și nu vor mai fi bărbat. De ce trebuie să fii ultimul bărbat? Nu știu, zic, adică, în sensul că poate își va îndrepta ochii, dacă nu o deranjezi. Că uite, ea a spus că a început cu stângul, că poate dacă... Nu, sfârșitul meu este că o să ajung cu 50 de pisici, 70 de pisici, nu cu vreun bărbat. Na. Și a zis că n-am înțeles.
Că o să ajungă cu pisici. Și dacă rămâne, dacă am înțeles-o bine, chiar dacă rămâne și el ultimul bărbat, prefer să treci cu pisicile, nu cu el. Păi, oricum, de peste un an nu am mai reușit să mai am o relație, am o problemă cu bărbații în general, cu el cu atât mai mult. Deci, e clar că... Ce problemă ai cu bărbații, mă, Simon? Ce au bărbați? Nu știu, nu doresc să am nicio apropiere, nu știu, am niște probleme personale, nu... Când te-am cunoscut, eu nu era așa. Nu eram așa, chiar eram așa. Supăream foarte mult când eram singură și îmi doream foarte mult să am o relație. Acum mă simt foarte bine singură, nu suport să fie nimeni lângă mine, să-mi invadeze deci teritoriul. Deci nu vreau să înțeleg greșit, adică nu e cum, ca și am cum că sunt obsedat de ea. Pur și simplu, dacă va fi ceva bine, dacă nu, iar bine. Adică pur și simplu... Asta e atitudinea. Am înțeles. Da, până la urmă e un pas înainte. Uite, George spune că nu o să te mai deranjeze în asemenea hal încât să creeze... Am așa cu mulți ani de zile, de cât uneori zicea așa, după aia se răzgândește, nici el nu știe exact, dar atâta de... Atâta timp cât mi-a văzut de treabă, este absolut ok. Până la urmă nu m-a lăsat în pace. Da. Păi în ce sens e văzut de treabă? Probabil că este o luptă și în interiorul lui, încerc eu să-mi dau seama. Probabil că el ar vrea totuși să nu mai calce pe tărâmul ăsta periculos, pentru că un ordin de restricție nu este chiar ok seama. Să-l ai în cazier, nici nu știu dacă se trece în cazier, cred că se trece în cazier. Și se poate transforma în altceva. Și cred că eu îl văd un bărbat normal și sper că-ți dragul la cap. Îi dă și el seama că până la urmă devine penibil în a insista. Și cine știe, poate pleacă marea iubire sau altă fată prostie. Care te-ar avea grijă de tine, păcat. Oricând nu, altă, apare, nu sunt vreun... Dar chiar așa, în acești ani de zile, mulți, n-ai avut și tu o relație, o fată care să îți aline... Stai un pic, că ne înțelegem greșit. Asta e percepție greșită, adică nu e vorba că nu am femeie sau că sunt... Vreau... Păi și femeia ta ce părere are de simplu... faptul că tu ai creat obsesie pentru Simona? Pur și simplu am eu... Mi s-a pus spatea pe ea, putea să mi se pună pe, nu știu, pe... Bine, pe tine, dau un exemplu. Doamne, lasă-mă, lasă-mă, lasă-mă. Sau putea să nu fie persoană publică, înțelegi? Da. Ca să dau un exemplu, da. Știi? Da, nu contează. Îndrăgostitul este un... Sau îndrăgosteala este un sentiment... Eu sunt o persoană care, dacă îmi doresc ceva, nu cedez. Nu știu cum să-ți spun, știi? Dacă vreau să ajung în Miami, ajung. Adică sunt o persoană care nu cedez. Asta e bine, asta este un lucru. Da, de multe ori, de cele mai multe ori e mai ușor de ajuns în Miami, poate chiar și în spațiu, decât să ajungi să convingi un om să facă ceva. Că dacă omul nu vrea, nu vrea. Adică am eu ceva pentru ea, dar nu înseamnă că sunt... Obsedat. Da, absolut. Asta e foarte bine. Vezi că o să rămână înregistrat și sper să nu mai faci vreo nefăcută, cum spune ea. Că... Totuși stai de 10 zile în București. Ai vreo treabă aici? Da. N-are legătură cu ea. Absolut. Păi dacă avea legătură, încălcai regulă. Adică te duceai după om, pardon, adică nu e... Tu n-ai căutat în astea 10 zile. Da, o urmărești cel puțin online, te uiți după ea pe unde merge. Și eu urmăresc. Asta e o întrebare inutilă, adică pot să zic că normal. Nu are sens, știi? Normal că urmărești săracul. Na, păi da, dar îți faci rău. Da, îți faci rău. Poate că ar fi un început. Inutilă. Mai sunt niște fete frumoase de urmărit prin București. Da, mă, nu poți să convingi un om care e îndrăgostit de o persoană să se îndrăgostească de alta. E foarte greu. Dar poate, în primul rând, dar ar fi bună ideea ta să nu mai urmărești. Bă, scoate-ți-o de tot din cap. Că în momentul în care cauți, o vezi, îți alimentează, da, știi, oful. Și eu nu vreau, mă feresc de cuvântul ăsta, eu sper că n-ai o obsesie. Sper că n-ai o obsesie. Dacă aveam obsesie, să ajunge la multe lucruri până acum. S-a ajuns la ordine de protecție. Nu s-a ajuns nimic, asta e o prostie. Nu s-a consider că ai fost nedreptățit prin acel ordin de restricție. În mare parte, da, dar e vorba că nu s-a ajuns, adică în sensul că n-am făcut nicio faptă, n-am făcut nimic. Dar nu, dar un ordin de restricție, asta urma să spun, se dă în urma unor probe, deci ceva a fost. Sunt niște amenințări, amenințările cu moartea și faptul că mă pândeai în fața blocului și toate alea, adică el acum nu mai știe unde stau pentru că m-am mutat de acolo între timp în ăștia 2 ani. Da, știi cum mutatul ăsta. Să află orice, Doamne ferește. Nu, cred că nu este genul care să facă rău. Dar nu s-a ajuns, mă refer, într-un punct, cum să zic, violent sau noi te înțelegem, dar faptul că n-ai fost violent nu înseamnă că nu poți să fii violent. Deci un act de genul ăsta se dă tocmai ca să n-ajungi în situația. Te rog, Simona. Am fost contactată în trecut de pe rând de mama lui, de tatălui, chiar de bunica lui. Și toți mi-au spus că este un băiat exemplar, un băiat foarte cu minte chiar. Păi și mie mi se pare un om normal. Da. Numai în ce mă privește are o problemă pe care nici ei nu au înțeles. Nu are treabă, scuză-mă că te întrerup familia aici, adică sunt un bărbat pe cont propriu, am o propria afacere, am o sală de jocuri în orașul Râmnicu Vâlcea, adică cu asta mă ocup. Dacă vrei, putem și mergem, facem o plimbare până acolo să-ți demonstrez de real, adică nu vorbesc ca Iureli. Și atât, adică sunt un bărbat pe cont propriu, tot ce trebuie să aibă pentru o femeie, să zic așa. Poți să găsești o fată să pleci cu ea în vacanță decât... De ce nu? Dar uite, poți să o iei imaginea cazinoului, să fi început altfel cu Simona. Uite, domnule. O sală de jocuri, de mai micuț, așa, nu e foarte mare. Ce contează? Mică, mare, puteai să încep cumva. Adică tot ce... Cu ce am
cum spunea și Dana, și putut să abordez pe Simona în puteai să vin în întâmpinare altfel. Uite, domne, am afacerea asta, ai putea să fii mare. Acum exact. Să poartă, ai văzut, și persoanele publice sunt... Și ai putut să prin această colaborare, cumva. Da, o colaborare pentru cazino. Uite, să fii imaginea cazinoului. Și prietenă, hai să zicem. Acum e tardiv, n-ai ce bineînțeles. Absolut, da. Dai seama că nu m-au interesat nicio colaborare. Noi ne gândeam, Simona, noi vorbeam înainte. Cum ar fi putut fi într-o altă realitate paralelă, ce ar fi putut să facă, da. Acum este clar că nu poți, este logic și asta trebuie să înțeleagă George. Un om care a cerut un ordin de restricție nu se poate împăca cu omul respectiv, decât dacă este fraier. Adică tu ai fi fraier acum să... Păi nu, am frică de el și nu poate să-mi schimbe nimeni părerea asta și sentimentul ăsta pe care l-am pentru că m-a amenințat cu moartea și eu am simțit că e capabil să bage cu cuțitul mine, de-aia nu dormeam acasă. Adică eu chiar asta am simțit, nu știu ce a fost în inima lui sau ce a fost în capul lui vreodată sau dacă i-a trecut chestia asta prin cap, dar eu am simțit asta și... Tu ai avut și multe traume și ai tendința să exagerezi. Nu cred că el este genul să bage cuțitul în cineva. Păi nu știu, dar nu știu, dar nu cred. Cu păi tu îl vezi așa, dar eu am trimis amenințări cu moartea și m-am trezit eu în fața blocului. Te înțeleg. Adică spaima e reală, da, înțeleg. Și asta da. Na, adică mi s-a părut exagerat ce face și eu l-am dat în serios. De-aia i s-a dat și ordin de restricție. Exact. Adică acum, este după ce s-a terminat ordin, nu ți-a făcut ceva? Adică ai vreun semnal? Nu mi-a făcut nimic, nu mi-a făcut nimic. Dacă... Acum e important dacă... A fost vreodată violent fizic cu tine? A fost vreodată violent fizic cu tine în perioada în care te tot căuta și nu te lăsa în pace? Nu cred că s-au întâlnit față. N-a avut când, că aveam... Odată aveam un spray la mine, altă dată am chemat poliția și el a încercat să treacă printre polițiști. Da, iar imaginele pe care le avem noi sunt de la emisiune. De la noi, de la platou. Nu cred că... Da. Da, mă rog. Doamne ferește!